a fost odată ca niciodată că de n-ar fi, nu s-ar povesti un tărâm îndepărtat unde toate erau posibile și nimeni nu auzise de Wi-Fi. În acest tărâm trăia un tânăr pe nume Prisla Netlog, fiul cel mic al unui rege numit Facebook a cel înțelept. Regele avea trei feciori, dar doar pe Prisla îl interesa să-și actualizeze profilul de erou în rețelele de socializare. Într-o zi, regele Facebooka a constatat că merindele din beciurile palatului dispăreau peste noapte. Cineva ne sparge stocul de like-uri, a strigat el. A decis să pună cei trei feciori să păzească beciul pe rând, sperând să prindă făptașul. Primii doi fii, pe numele lor frățilă Instagram și mezinul Snapchat, au încercat, dar nu au reușit să descopere nimic. Când a venit rândul lui Prus la Netlog, acesta și-a pregătit smartphone-ul, setându-l pe mod noapte, pentru a prinde hoțul în miez de noapte, Prisley a observat că beciul era luminat de o lumină stranie, ca și cum cineva folosea un blitz pentru selfie-uri. A intrat tiptil și a văzut o creatură ciudată, un fel de dragon cu trei capete, pe nume Wi-Fi Rescue, care scotocea prin beci după like-uri și share-uri. Prisley a folosit aplicația sa preferată, Sword Go, și a reușit să-l bată pe Wi-Fi Rescue în toate cele trei runde de luptă. Apoi, l-a legat și l-a dus la regele Facebook-a. Regele, impresionat, a decis să-l răsplătească pe Pruslea, dar acesta nu voia aur sau argint, ci doar o carcasă nouă pentru telefonul său. După câteva zile, Pruslea a primit o cerere de prietenie de la o fată frumoasă pe nume Laikța. Ea i-a mărturisit că wi fi Rescu îi furase like-urile și share-urile, lăsând-o fără urmăritori. Pruslea a hotărât să o ajute, așa că și-a luat rămas bun de la familia sa și a plecat într-o aventură de neuitat. Drumul său l-a dus prin pădurea de date mobile, unde semnalul era slab și 4G-ul o raritate. Acolo s-a întâlnit cu un personaj misterios numit Google Lăcă, care i-a dat un GPS magic ce i-a arătat drumul corect doar dacă avea destule baterii. Prâsle a folosit GPS-ul și a ajuns în fața unui castel întunecat, protejat de o parolă complicată. Prisla și-a amintit de aplicația sa Pass Hacker și a reușit să spargă parola în câteva secunde în castel a descoperit-o pe Laikza închisă într-o cameră de live streaming perpetu, unde era forțată să facă videouri de tip ASMR pentru Wi-Fi -rescu. Fără să stea pe gânduri, Prisla s-a aruncat în luptă, folosindu-și toate trucurile din Sword Go. A tăiat cablurile de internet ale lui Wi-Fi Rescue, lăsându-l fără puteri. Apoi, a eliberat-o pe Laikza și au fugit împreună, dar nu înainte de a posta un selfie cu hashtagul hashtag hero in the making. Regele Facebook a fost extrem de mândru de Prusla, iar Lightsa a fost eliberată de blestemul Wi-Fi Rescului. Prâslea și Lightsa s-au logodit, iar nunta lor a fost transmisă live pe toate platformele, devenind virală. Toată lumea a dat like, share și subscribe și s-au bucurat de o viață lungă și fericită. Însă povestea nu se termina aici. Prusla a devenit un influencer de succes, având milioane de urmăritori. Laikța și-a deschis propriul canal de vloguri, iar regele facebook -a, a fost în sfârșit mulțumit că beciurile palatului erau pline de like-uri și share-uri. Morala poveștii este că, indiferent cât de greu este drumul, mereu vei găsi soluția într-o aplicație mobilă. Și acum, dragii mei cititori, nu uitați să dați like, share și subscribe, altfel Wi-Fi Rescu va veni și vă va consuma tot traficul de internet.